Hei, salut! Eu sunt Andreea și astăzi vom face un videoclip foarte diferit. Vom face un prank. Iar acest prank va fi unul foarte, foarte, foarte ciudat. Pentru că astăzi nu o să fac pur și simplu un prank și o să mă râd de cineva. Astăzi voi încerca să-i tai părul domnului Andreea, adică directorul taberei Energy Camp. Acum toți copiii sunt la activitate, iar eu am intrat în camera al domnului Andrei. De fapt, m-am uitat așa un pic și am văzut că domnul Andrei a dormit. Acum sunt afară, că el să nu mă poată auzi. Am împrumutat de la cineva mașina de tuns și acum o să îl tundem pe domnul Andrei. El acum doarme și sper să nu observe. Să mergem! Deci a venit în camera mea pentru că am auzit niște pași acolo și mi-era frică să nu fie educatorul nostru. Pentru că dacă mă prinde cu chestia asta în mână, nu știu ce o să fac, așa că am intrat în camera mea. Acum aștept ca educatorul să plece și după o să intru în camera domnului Andrei și o să-l pun. Ok, lucrurile nu merg chiar așa cum am așteptat. Educatorul încă stă acolo și vorbește cu cineva la telefon. Nu știu ce o să fac, va trebui să aștept ca el să plece. Ok, deci eu acum am ajuns în fața camerei lui domnul Andrei. Aici este camera lui. Camera 15. Lumina este aprinsă. Acum o să încerc să intru ca să nu mă audă. Și după ce o să-i tai părul, mi-e frică. După ce o să-i tai părul, va trebui să fug. Tu ai fost la mine în cameră? Nu. Ce e asta? Păi te îngrășoară, domnul Andrei. Aaaa, îmi prende. Dați-mă în cameră. Să vă mulțumesc. Acum e rândul tău. Stângi ca... Hei, deci după cum ați putut vedea, acesta a fost nu un prank pentru domnul Andrei, ci pentru voi. Pentru că în acest video să nu credeți că l-am tuns pe domnul Andrei,
fără acordul lui. Da, este adevărat, chiar l-am tuns, dar el știa despre asta, dar voi nu știați. Așa că da, dacă v-ați speriat când am început să îl tun pe domnul Andrei, scrieți-mi în comentarii. Și dacă ați crezut că asta chiar a fost adevărat, scrieți-mi în comentarii, mi-este foarte interesant. După cum ați văzut, l-am frezat până la sfârșit, acum deja este aproape chel. Și da, deoarece suntem în tabără, domnul Andrei nu a reușit să plece la o frezărie să se tundă, așa că am dat eu această idee ca să fac acest video pentru voi, să vedem cum o să reacționați. Așa că da, iar cum am fost eu, Andreea, și directorul taberei Energy Camp, domnul Andrei Baghe. Apropo, vă aștept pe toți la tabăra Energy Camp, să știți că aici nu se poate întâmpla așa ceva și noi copiii nu avem permisiune la așa aparate de toți. Așa că da, iar cu voi a fost a voastră, Andreea Musănică. Nu uitați să dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Vă pup! Pa, pa!